Dacă îmi permiteți o ușoară intervenție la ceea ce a spus părintele, pentru că ne învățăm în mediul academic, legat de prima parte și în continuare firească ceea ce prietenul nostru, actorul Cristian Iacob, a interpretat, aș vrea să vă spun că țările dedicate spațiului cercetării lumii acestea au constatat tot mai mult că profesorii devin din ce în ce mai temători să intre la curs. Sunt mai degrabă cercetători. Scriu bine, dar nu se pot prezenta în fața auditorului. Pentru că s-a întâmplat, așa cum spunea părintele și foarte exact, a definit în, spunem așa, în mecanica, în logica acestor lucruri, s-a întâmplat ca acea strălucire de care profesorii au nevoie să dispară. Vedeți, de foarte multe ori am fost în ultima lună la 5 universități din spațiul european și am rămas impresionat să văd cum un profesor se întâlnește într-o sală care este jumătate din jumătatea aceasta. De ce este atât de mică sala, am întrebat la Paris? Pentru că spațiul de întâlnire trebuie să fie cât mai apropiat de studenți, dar și de profesori, care câteodată se simte copleșit de această comunitate. Nu întâmplător, există două școli de comunicare foarte importante, care și-au pus două probleme. Una, poate a spune cea mai dedicată relație directă între profesor și student este cea a praxeologiei americane. Ce înseamnă de fapt praxeologia? O chestie foarte simplă. Nu mai suntem, generic vorbind, capabili să deslușim taina legăturii. Nu mai avem sistemul filozofic. Nu putem. Deci nu putem să întrepătrundem. Uitați-vă, le găsim la variază. Și atunci problema pe care ne-o punem este una foarte simplă. Ce metodologii stabilim astfel încât profesorul, susținătorul unui discurs, să aibă reușita în fața auditorului său. Și mi-aș aminti aici de școala americană a praxeologiei și de sunt mai multe modele. Ultimul dintre cele pe care le-am citit în urmă cu aproape un an de zile este cel al triangulației. Foarte interesant. Se dădeau trei puncte clare și în fiecare punct trebuia să susții cu o anumită tărie, o anumită justificare a teoriei tale. În punctul din față, valorile adevărate, în punctul mai din spate, valorile false, în bună măsură, și un punct undeva situat cu un întreb, bineînțeles, care ia în discuție predictibilitatea unor adevăruri care s-ar putea să nu fie adevăr. Cred că ei au foarte mare nevoie de scrieri care părintele de lasă. Și ca o continuare a ceea ce au spus părinții, vă pot spune cu tărie, cred cu tărie, că dacă l-am traduce pe părintele Ghelasie în acest spațiu academic, și-ar găsi un răspuns imediat în lumea lor. Pentru că mi-e teamă că în lumea în care suntem, respectăm, ca să spunem așa, pseudocanoane și ne ferim de limbajul părintelui, crezând că în spatele acestea nu găsim ceea ce am trebuit să găsim. Mă scuzați pentru intervenție și vă mulțumesc.